Salutare, prieteni! Dintr-o de noapte suntem aici, Bubanu și Pali, și vă invităm într-o călătorie cu zâmbetul pe buze. Încheiem o zi de-asta de 1 aprilie a Păcălilor, al cărui fan eu n-am fost niciodată. Nu știu dacă ți-a plăcut ție, coleg. Niciodată. Da? Ok. E total inoportun în ziua de azi. Ne cam învârtim. Când totul e o păcăleală. Între păcălele așa, da. De la o zi la alta, să mai și aniversăm, să sărbătorim. Ok. Minte sănătoasă în corp lipsă. Asta este tema din această seară. Dată de ultima sau penultima știre, vedem. Deocamdată începem cu vești bune. Atletism, CSS Ploiești, 3 titluri de campioană a României cu ștafetele 4x200 de metri și 4x400 de metri, scrie zpl.ro, ziarul ploiești.ro. Da, continuăm de aceeași manieră, actualitatea prahoveană. 4 liceeni de la Colegiul Național Pedagogic, da, Regina Maria din Ploiești, au conceput RoboPed, robotul logoped pentru copiii cu deficiențe de vorbire. Uite și ceva practic. Un proiect practic, da. Da, da. Punctual, practic. Actualitatea prahoveană.ro. 46 de stații noi de așteptare în Ploiești, scrie republicanews.ro. Le așteptăm. Stații de așteptare se referă evident la locurile unde așteptăm mijloacele de transport în comun. Da. Traseele. Juniorii Petrolului prădați de hoți, asta e o știre teribilă, prădați de hoți în timpul unei deplasări în Italia. Au rămas fără bani, telefoane și echipament. Actualitatea prahoveană.ro. Se întâmplă uluitor și la case mai mari, la masa bogaților. Cum da, masa bogaților, Italia fiind o țară, o destinație turistică dintre cele mai tari de pe glob, da, nu numai din Europa. Corect. Nemernici ăștia știu și uite că au pus Italia pe harta rușinii. Dacă nu mă înșel, Italia este prima țară în care riscul de a fi furat, prădat și așa mai departe, e cel mai mare din Europa. Da, așa a ajuns Italia. Da, și probabil e doar începutul. Da, corect. Cam cu știrile bune, de la asta cu stațiile de așteptare s-a cam terminat, vă spunem încă de pe acum. Mergem mai departe, cofetăriile, titrează republicanews.ro, au tăiat, cu ghilimele de rigoare, iepurașul de Paște după creștere a prețului ciocolatei cu 30%. Da. Deși figurinele sunt mai mici în dimensiuni, prețul lor este similar celui de anul trecut. Păi, normal, de ce să piardă ei? Să pierdem noi. Nu? Adică cineva în natură, în general, este o lege a echilibrului. Dar nu poate fi balanța să stea aiurea. Ei au văzut și au zis, mă, din chestia asta cineva trebuie să piardă. Cine să piardă? Clienții, consumatorii. Gata. Da, bine. Zis și făcut. Deci ei câștigă tot atât, da? Dar noi dăm mai mult. N-au inventat ei apă caldă și nici gaură de macaron ăștia cu ciocolata. Nu vorbesc de ciocolatieri, nu, în general așa. Uite, de exemplu, am observat o altă practică, cred că e la limita bunului simț până la urmă, sticle de suc, da? Care nu mai sunt de un litru, de exemplu, și jumătate acum, sunt la 1,25. Ai observat chestia asta? Unele? Marea. Unele, da. Da. Așa, e, bine, prețul e cum era la înainte, la 1,5 litri. Deci oamenii, practic, au mai luat ceva din cantitate. Da, dar ai văzut că mai sunt și berile alea la 7,48 litri. Alea nu sunt beri. Deci da, au dat alea. Îți iei un bidon de ăla de nici nu poți să-l care, îl iei cu căruța. Trebuie să-l iei de acolo. Da, ok. Da, mă mirea când ai zis că nu mai sunt sticle de 1,5 litri. Zic, bă, stai că tocmai mi-am luat una. Ce, nu m-am uitat la ea bine. Nu, da. Da, nu prea mai îmi iau. De când cu salvarea planetei și că îmi iau ăștia bani, 50 de bani pe ambalaj, nu prea mai cumpăr. Deci eu salvez cel mai mult planeta, practic. În cazul ăsta, da. Ok. Corect. Da. Și chestia asta cu ciocolata, cacaoa, cafeaua, am vorbit noi ceva mai, nu știu, acum o săptămână, două, trei, habar nu am, nu știu. Am vorbit despre motivul invocat, da? Pentru care s-a scumpit cafeaua, de exemplu, da. Vorbeam atunci, din cauza schimbărilor climatice. De asta, că am distrus planeta, au zis oamenii aia că nu plouă. Și la fel și la măsline, când am vorbit noi de ăla, uleiul de măsline din Spania legat cu lanțul. Mm-hmm. Da? La fel, ăștia zic că a fost secetă, că și pe din... acolo e secetă, că așa e în Spania, pe partea aia unde se fac măslinii. Deci nu e problemă că ei oricum au sistem de irigații. Astea sunt vrăjeli date nouă așa ca niște motive. Bun. Și cu cacao la fel și cafeaua. Schimbări climatice, pac, prețul sus. Da. Bun. Și stai că am auzit
nu știu de ce, care ar fi motivul, că vom avea niște luni, două luni, de exemplu, de scumpiri. Cum le dau ei? Două luni mari în România? Bă, stai puțin, că și în... Eu știu de Spania, sigur că acolo vorbesc cu mama. Și stă acolo. Și mi-a zis că în fiecare zi se scumpesc. Păi vezi azi un preț, mâine alt preț. Nu există așa ceva. Dar cum naiba fac ei de le fac așa pe toate? Da? Ci și la român să le mai zici că urmează două luni de scumpiri când oricum sunt scumpe toate și se scumpesc? Asta e. Conform Google, uite, ajungem la știrea care dă tema. Conform Google, modelul său de inteligență artificială poate atinge un scor de 91% la examenele de licență în medicină. Deci ăsta mai are un pic. Vreau să ne și consulte. Și pe da, ne face bine. Deci ăsta, Google vrea să ne facă bine cu AI-ul. Da? Pentru cei care nu sunt bine. Hai să le luăm la rând. Atletism. CSS, Ploiești, 3 titluri de campioană a României cu ștafetele 4x200 de metri și 4x400 de metri, scrie ziarul ploiești.ro. S-a întâmplat în zilele de 23 și 24 martie, da? Unde în Bacău, da? La sala de atletism a municipiului Bacău, acolo a avut loc finala campionatului național rezervat categoriei juniorilor 3, sub 16 ani, da? La care sportivii ploieșteni, pregătiți de profesorii Maria și Florin Andrei, au avut o prestație de excepție, reușind să obțină 3 titluri de campion național al României cu echipele de ștafetă 4x200 metri la fete și băieți și 4x400 la fete. Bun! Vești extraordinare! Bravo, copii! În prima zi de concurs, ștafeta 4x200 de metri fete, în componența Ana Maria Ștefan, Ioana Ioniță, Ștefania Cârjan, Elena Hector, respectiv ștafeta 4x200 de metri băieți cu Mihai Chivu, Georgian Lepuș, Ayan Gudi, Cristian Creangă, au reușit cu timpul de 1 minut 50 de secunde și 70 de sutimi, respectiv 1 minut 42 de secunde și 85 de sutimi, să intre în posesia celor două medalii de aur. Da, a mai fost o zi de concurs, a doua, iată, acolo ștafeta de 4x400 metri fete, componența Elena Hector, Ana Maria Ștefan, Ioana Ioniță, Ștefania Cârjan, a obținut cu timpul de 4 minute 16 secunde și 59 de sutimi, cel de-al treilea titlu de campion al României pentru Clubul Ploieștean, CSS Ploiești, da? Ștafeta de 4x400 metri. Au urcat băieți, și băieții aici pe podium la 4x400 de metri. Da, cu componența Georgian Lepuș, Eduard Grigore, Ayan Gudi, Cristian Creangă, medalie de bronz au obținut băieții cu un timp de 3 minute 57 de secunde și 53 de sutimi. Acolo, lângă podium, s-au mai aflat Georgian Lepuș, locul 4, și Cristian Creangă, locul 5, ambii în proba de 200 de metri. Să-i vedem pe copii cât de frumoși sunt, pe antrenorii lor, cât de mândri. Dură, dură, doamna. Da. Cam dură, Maria. Andrei, uite, vezi aici? Parcă Florin încearcă să schițeze un zâmbet, ceva, antrenorul, da? Totuși... o bucurie. Doamna, nu? Acolo nimic. Să crești campion, să crești campion național, nu e o performanță la îndemâna oricui. Felicitări. Bravo, fete și băieți. Ia să vedem a doua știre. Foarte frumoasă și știrea asta și interesantă. Patru liceeni de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Ploiești au conceput RoboPed, robotul logoped pentru copii cu deficiențe de vorbire. Foarte bine. Prahoveană.ro. Da. Pentru elevii de la clasele de științe ale naturii, ale Colegiului Național Pedagogic Regina Maria Ploiești, patru elevi, pardon, da, așa, au creat un robot și o aplicație care împreună alcătuiesc o soluție pentru copiii cu deficiențe de vorbire. Robotul logoped va lucra cu aceștia prin joc, simulându-i să exerseze pronunțarea corectă a sunetelor și cuvintelor pe care nu le pot rosti corect. Da, asta e interesant, că prin joc. E foarte, foarte, foarte important. Da. Îmi aduc aminte, cred că și tu la fel, în copilărie am învățat foarte multe lucruri prin joc, jucându-mă. Da. Da? Dacă înainte aria asta a copilașilor cu deficiențe de vorbire era una destul de restrânsă, în sensul în care erau niște probleme de ordin medical mai repede, în ziua de azi am observat, din păcate, că marea majoritate a celor mici, chiar și adolescenților, da, mergând chiar înspre... Au probleme de genul ăsta? Da, nu mai pot articula. Da. Și nu e o glumă, adică nu... Da, probabil că asta vine și din faptul că s-a schimbat, mă gândesc logic, modul de a comunica probabil este radical schimbat.
nu prea mai, nu se mai comunică prin viu grai cum se comunica înainte sau prin scris de mână. Se comunică prin gadgeturi. Și atunci, normal, creierul face într-un fel să se adapteze, da, la chestiile astea. Da, stau prin parc și mai aud, îi văd. Da, și eu și am observat chestia. Bă, părere! Da, da, da. Zic, ce-o fi spus ăla? Ce-o fi, dar ei între ei se înțeleg. Asta, da. Până la urmă, e un lucru important. Robopeda a fost creat de Alexandra, Valentina, Tudor și Silviu, elevii ai Colegiului Național Pedagogic Regina Maria, așa cum am spus, inspirați de experiența unui prieten apropiat care a avut nevoie în copilărie să lucreze cu un logoped, dar și de cea a colegilor de clasă cu profil, de la clasă cu profil pedagogic, da? Păi uite, și eu am avut treabă cu logopedul când eram mic. N-am fost foarte mult, da? Eram săsâit. Săsâit? Mm-hmm. Da, eram. Da, mult. La ce vârstă? Că mă gândesc de dinți, ceva. Aveai, nu... Da, eram mic. N-aveai dinți, ți-a picat un de la de lapte, ți-ai scos vreo dinte, vreo măsea cu... Ușa. Funia, cu ata legată oața, de da, clanță. Da, da, da. Și eu. Da, da, clasa întâi, clasa întâi, clasa a doua. Păi și nu era de la dinți? O fi fost, nu știu, dar cert e că am trecut pe acolo. N-am stat foarte mult, dar nu știu în ce măsură m-o fi ajutat sau nu experiența aia. Dar zic, am trecut și eu pe la logoped. Da, dar mie mi-a plăcut mai mult când mi-am scos unul dintre dinții de lapte cu mărul decât cu ușa. Ah, mi-a plăcut mai mult, că ăla nici n-am băgat de seamă. Da? Hap, am mușcat din măr și m-am uitat, era dintele acolo. În măr. Da? Da. Aia la ușă, îți dai seama, procesul, până pregătești toate aia, e cam... E mai traumatizant. Ciudățel, da. Așa, da, da. Ok. În plus, se mai scrie aici, o astfel de invenție nu putea apărea decât în școala cu cel mai vechi cabinet logopedic din țară. Uite, eu nu știam. Nici n-am. Foarte frumos, da. Un amănunt interesant. Deocamdată, Robopad este un prototip, în paralel fiind dezvoltată și aplicația care va fi implementată cu ajutorul acestuia și care îl va transforma practic într-un prieten al copiilor cu deficiențe de vorbire. Prin joc, da? Ăsta, Robopad ăsta, îi va ajuta pe cei mici cum trebuie, îi va învăța, da? Cum trebuie pronunțate corect sunetele și cuvintele și îi va provoca să încerce și să corecteze eventualele defecte. Proiectul a fost prezentat pe larg de inițiatorii săi, uite, chiar și în cadrul emisiunii I Like IT, realizată și difuzată de ProTV. Hai să vedem și o poză, probabil este un friz de acolo din timpul emisiunii, da. O poză din timpul emisiunii. Da, sunt copii acolo cu doamna profesoară și cu, nu știu, gazda emisiunii. Probabil că da. Ia să vedem. Și nu știu să văd roboțelul. Păi, uite-l acolo, e, dar nu se vede bine că e domnișoara din echipa, probabil, care a conceput robotul, are tricou alb. Vezi? Gata, se vede aici. Asta e roboțelul. Da. Mie mi-a atras, sincer, să fiu atenția în toată poza asta, rozul. Adică ăla sare în ochi. Da, știi? Okay. Roboțelul, uite, vezi, e pitit. Da, da. Și roboțelul este actorul principal. Da, mă rog, așa se întâmplă în viață. Ok, bravo, foarte. Că ai nevoie de roboțel la maxilofaciale, dacă... Foarte frumos, dacă mai continui. Dacă mai continui mult așa, când te întorci acasă, bun. Felicitări băieților și fetelor din echipa asta frumoasă, așa cum a spus. Iată un proiect cu o finalitate cât se poate de evidentă, da? Roboțelul ăsta va putea și va ajuta copila și cu probleme, cu deficiențe de vorbire. Prin joc. Ia să vedem. 4-6 de stații noi de așteptare în Ploiești. Ploieștiul, altfel, un oraș în care, dar nu este caz unic aici, că am văzut peste tot există tâmpiți și de ăștia nebuni la cap, știi? Ploieștiul e orașul în care lucrurile, imediat după ce se dau în folosință, se vandalizează. Dar nu știu, așteaptă, probabil așteaptă, nu știu ce se întâmplă, ăștia așteaptă să vină lucruri de-astea noi și atunci tăbară pe el. Republicanews.ro. Ploieștiul, iată ce se scrie, se pregătește să ofere o experiență mai confortabilă și mai sigură călătorilor săi, odată cu implementarea 46 de noi stații de așteptare pentru transportul public. Stațiile sunt proiectate, se spune în articol, scuze, pentru a asigura un nivel înalt de confort și protecție împotriva condițiilor atmosferice nefavorabile, precum și pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități în aceste stații. Îmi place asta, cu nivel înalt de confort, da? Da. Și protecție împotriva intemperiilor. Cele 4-6 de stații, inclusiv acum, împotriva condițiilor atmosferice nefavorabile. Da.
Mă gândesc, da, dacă bate vântul tare, eu aș vrea să... din față, de exemplu. Te întorci și tu cu spate. Eu aș vrea să avem o fluiditate atât de mare a troleelor, autobuzelor și tramvaielor, astfel încât să n-ai nevoie. Da, să stai, stații, da, n-apuci. Da, să n-apuci. De unde, colegul? Da. Nu știu, zic și eu ce mi-aș dori. Cele 46 de stații includ 7 de dimensiuni mari. Ce înseamnă dimensiuni mari? Lungimea de 500 de centimetri, adică 5 metri. 5 metri. Și 39 de stații de dimensiuni medii, adică lungimea este de 3 metri jumate. Stăm ca pinguini. Asta de 3 metri jumate sunt mai degrabă de dimensiuni mici, nu medii. Foarte mici. Iar alea de 5 metri sunt de dimensiuni medii, spre mici. Da. Cam așa. Fiecare stație va fi prevăzută cu adăposturi pentru călători, echipate cu bănci de odihnă, asigurând astfel confortul, iată de unde și ideea de confort, călătorilor, indiferent de condițiile meteo. De asemenea, structura rezistentă va fi fabricată din materiale durabile, rezistente la coroziune, dar și la, scriu cei de la Republica News, antivandalism. Păi la vandalism rezistente. Păi aici se scrie antivandalism. Dacă sunt rezistente la antivandalism, înseamnă că sunt numai bune de vandalizat, că cedează imediat. Probabil. Deci rezistente la vandalism. Da. Colegii, nu la antivandalism. Corect, ar fi vorba vandaliza. Pentru a asigura iluminatul corespunzător, fiecare stație va fi dotată cu 3 corpuri de iluminat LED cu o putere de 30W fiecare. Acest lucru, se mai spune, va îmbunătăți siguranța și vizibilitatea în timpul orelor de întuneric, oferind călătorilor un mediu mai sigur. Uite câte cuvinte puse la rând de cineva care a muncit să facă fraza asta. Păi, dacă pe asta ia bani, ce vrei? Pentru că, nu că nu-i vina oamenilor care au scris articolul, că așa se comunică în ziua de azi în general. M-au pus oamenii un bec. De ce au pus un bec? Să fie lumină. Da. Așa a început, nu? Să fie lumină. Da? Așa a început. Că da? Eu știu de-aia de la AC/DC, Let There Be Light. Da, de acolo vine și de-aia Let There Be Rock. Da. A făcut-o la Bon Scott. Deci acest lucru cu becul va îmbunătăți siguranța, dar și vizibilitatea în timpul rolor de întuneric. Da. Oferind călătorilor un mediu mai sigur. Un mediu mai sigur pentru ce? Păi să nu-ți bagi degetele în ochi acolo, să nu vină unul să-ți bage mâna până geantă și tu să nu-l vezi. Ah, ok. Chestii de-astea. E, acum, probabil că, revenind la asta cu antivandalismul, rezistente la coroziune. Da? Da, la rugină. E, ca să... Uite, o chestie de-asta ce ține de topică, e foarte simplu, știi? Ca să elimini orice bănuială, da? Puteai să zici așa. Antivandalism, da? Structură rezistentă fabricată din materiale durabile, antivandalism și rezistente la coroziune. Și atunci rezolvai totul. Da. Dacă tu pui antivandalism după rezistente... Ce frumos ai mai întors-o tu, Nenicule, din poanie. Da? Nu, dar uite cât de simplu ești, da. dacă te interesează. Contractul pentru realizarea acestor stații de așteptare este în valoare de 687.876 de lei, la care se adaugă TVA. Deci cum ți se pare suma asta? Nu mare. 687.876 de lei? Pentru 46 de stații, 5 da. Metri, 7 6, de 5 8, metri, 7, 39 de 3 metri 8, jumate. 76, așa, câte stații? 46. Așa, hai să vedem cam câte vine de, fest de stații. 15.000 de stații. 15.000 de lei. Am făcut dacă unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, cum ar spune Hagi, da. 14.953 de lei per stație. Mai da. Bine spunea Hagi aseară. Da. Da. N-a zis, a zis Gigi. Da. A zis Gigi. Avem și o poză, ia să vedem. Mă, acum poza este acum cu titlul generic. Dacă asta, dacă păi astea sunt, știi? Păi astea nu că sunt antivandalism. Nu, astea sunt alea pe care le știu eu. Știi unde e aici? La Palatul Culturii, în lateral. La piața, acolo, da. Astea nu, nu astea existau. Nu, asta e o poză probabil însoțitoare de da. Articol, așa. Nu, că asta nu are nicio legătură cu antivandalismul, că doar dacă mă împiedic... Hai să dăm, că mai sunt oameni în vârstă pe acolo. Mulțumesc. Dacă mă împiedic și mă sprijin în... Te-ai dus ca în filmele alea, ai văzut cum fac aia geam din zahăr ca să se arunce în western până geamurile alea. Da, și exact. Recuzită de aia și fel de fel de uși de seamănă cu lemnul, dar evident nu-i lemn ca să intri până el așa. Pau. Bun, ia să vedem, juniorii petrolului. Asta e într-adevăr o știre extrem de interesantă, dar din păcate foarte, foarte tristă. Juniorii petrolului prădați de hoți în timpul unei deplasări în Italia. Au rămas fără bani, telefoane și echipament.
Bă, îți dai seama hoțul, că te gândești la hoț așa. Bă, eu știi ce am auzit la hoți acum în ultima perioadă? Bine, nu chiar în ultima perioadă, dar mai des. Așa. Acum, în ultimul timp, mai des. Hoții, indiferent că sunt hoți de ăștia, de fură găini, fură cabluri, fură portofele, fură o țară, fură oameni, fură nu știu ce, atunci când sunt prinși sau când sunt ei puși să recunoască ceva, aduc în discuție faptul ori că au copil, ori că e o femeie, ori însărcinată, ori femeie așa, ca femeie lângă el. Știi? Da. Asta mi-a adus aminte că l-am văzut pe Ganea. Ai văzut când l-a oprit poliția? Ah, da, toți, n-am discutat la momentul ăla. Toți despre... ziceau Ganea care a făcut pe șmecherul, deci n-a oprit la semnalul poliției. Da? Asta și-a asumat, a fost el șmecher. După aia toți prin studio comentau că da, domnule, dar avea copil lângă el. Cu atât mai mult. Dar puțin, cu atât da, trebuie mai să mult. Se gândească el, tatăl. Cu atât mai mult copil. Din postura de tată. Și că era soția lui acolo, dar toți bagă asta cu copilul în față și cu femeia. Deci zici că chestia asta, nu știu, ăla, polițistul, l-a obligat să facă copil, după ce a făcut copil, a început polițistul să-i facă rău. După asta ți-asumi că așa ai ales tu viața, bagi copilul în față când tu faci rău. Nu contează cu cine ești în mașină. Poți să fii mașină cu prea fericitul Daniel, care a adus care lumina, e și cu Sfântul Petru. Care e cu Sfântul Petru lângă el, lângă el și cu lumina de înviere a Paștelui de la Ierusalim și o aduce la București. Bă, ți-a făcut ăla... Ah, by the way, la mulți ani Paște fericit catolicilor care... A fost ieri. A fost Paște, da. La catolici. Da, la catolici cum, e trei zile, că eu nu știu, la ortodoxi se zice că e trei zile sau e o zi? E la fel și la ei, da. Doar că diferă perioadele în care... Sunt trei zile. Sărbătorim, da. Da, Paște fericit okay. Și la mulți ani celor de confesiune catolică și protestantă, da? Și revenind la Ganea, a greșit, a plătit și cu asta, spune la asta, oprești. Păi da, asta e simplu pentru oamenii care judecă normal, dar am văzut ce comentarii erau pe la TV. Da, nu că e cu copilul, că e cu soția. Că... Da, hai să vedem, hoții ăștia nemernici care au prodat pe copilul ăștia. Dar îți dai seama, uite, deci de asta zic, hoțul, da. Hoțul n-are, mamă n-are, tată. Deci cu ce inimă să ai tu să furi niște amărâți de copii? Da? Da. S-au întâmplat să fie și din România ăștia, adică mai amărâți, mai amărâți de aia, decât aia care au venit din, nu știu, să zic, vedem din Spania sau din Germania. Acolo, da. 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 După pauză, vedem ce s-a întâmplat în Italia. Salutare încă o dată, suntem în partea a doua, în trenul de noapte, cu Bubanu și cu Pali la RNTV. Bună a rămas seara. La știrea din Italia, extrem, extrem de tristă, juniorii Petrolului prădați de hoți în timpul unei deplasări în Italia, au rămas fără bani, telefoane și echipament, scrie actualitatea prahoveană. 120 de echipe, iată, din mai multe țări, competiție mare, da. Participă la evenimentul ăsta, la care iau parte și juniorii sub 12 ani ai clubului ploieștean Petrol. Pentru ăștia din urmă, săracii, deplasarea a fost una cu mare, mare ghinion. Bă, dar din prima i-au lovit, știi? Da, exact. Hoții au spart unul dintre microbuzele închiriate folosite de lotul prahovenilor. Incidentul a fost confirmat de reprezentanții Petrolul pentru Fanatic. Aici trebuie să spunem și sursele. Ia să vedem ce a declarat Claudiu Tudor, președintele. Da, imediat. Când ne-am întors, am rămas cu gura căscată. Copiii au început să plângă, vă dați seama. Am sunat la poliție și ne-au chemat acolo să dăm declarații. N-au vrut să vină ei la fața locului. Asta mi se pare halucinant. Cum poliția primește o plângere, sau carabinieri, sau unde au sunat oamenii, ne-au prădat unii, ne-au spart microbuzele și au furat tot ce au avut copilașii pe acolo. Bă, nu vine da, să vadă. Veniți să vedeți și voi, că poate le-am vândut aici repede și sunăm la poliție să zicem că ne-au spart microbuzul. Veniți să vedeți cum arată astea. Deci asta spune Claudiu Tudor, am sunat la poliție, ne-au chemat acolo să dăm declarații. Ok, făceai și lucrul ăsta. Da. Era normal să te duci să dai o declarație, că așa e și în Italia și România și peste tot. Dar n-au vrut să vină la fața locului. Asta mi se pare iar de noaptea minții, da? Da? Am dat declarații și aia a fost. Probabil pentru că eram decât români. Sau, mă rog, dacă eram englezi, eu cred că veneau la fața locului. Nu. Da. Vă dați seama că șansele să recuperăm ceva sunt minime, spre zero chiar. Am jucat primul meci în echipamentul de prezentare și mergem să luăm tricouri ca să avem în ce juca următoarele meciuri. Da, cumpără și niște tricouri de pe acolo, alți bani, altă distracție. Da. Dar așa, ca idee, știi, într-o astfel de competiție,
cu cât este mai importantă, da, și cu cât copiii sunt mai mici, cu atât contează mediul de dinainte de eveniment. Adică să stai liniștit, să te gândești doar acolo, să nu fii traumatizat, să nu fii supărat, să nu fii bolnav, să te doară burta, nu bolnav de-alea grele zi, da? Chestia asta, deci cu cât ești mai liniștit și cu mintea și corpul la joc, cu atât e mai bine. Ei, pe ei din prima i-au furat aia, au rămas fără de toate, ce să mai facă aia? Telefoane, na, sunt în țară, da. Părinți care vor să știe ce e copilașilor pe acolo, mă rog. Lotul petrolului, se mai spune, ar fi folosit, ar fi folosit. Două microbuze închiriate, unul dintre acestea ar fi fost spart în apropiere de piața de cavalerii. Cavalierii, da, piața cavalerilor. Ia uite ce frumos. Unde avea loc parada echipelor participante, da? Deci aia stăteau săraci. Se bucurau și ei, paradă, 120 de țări, multe echipe. Ăsta, 120 de echipe, pardon, din multe țări. Furtul, să mai spunem că ar fi avut loc vineri seara, aici e totul cu ar fi. Așa da, e, da? Da. Vineri seara, 29 martie, în timpul partidei de deschidere a competiției de la Pisa, la care, cum spuneam, participă 120 de echipe, sosite din toată Italia și din alte țări, precum Elveția, uite, la elvețieni, de exemplu. De ce nu s-au dus? Da, mă. Franța, Germania, Albania, România, Anglia și Turkmenistan. Bun, să mai spunem că hoții ar fi furat ghiozdanele copiilor, bani, telefoane, echipament, sportivii rămânând și fără documente. Da, un lucru da. Mult păi mai... Păi stai să că ești... Țineau totul în rucsăcel acolo, cum ne ținem și noi. Da. Pentru a putea reveni în țară, ei vor trebui să meargă, sau mă rog, cred că au și fost astăzi. Da, astăzi noi... Cred că au și rezolvat problema. Noi ne vedem seara, da. Ca de obicei aici după ora 10 la trenul de noapte pe RNTV. Dar între timp, noi sperăm că în momentul ăsta în care ne vedem, lucrurile deja să fie rezolvate. Au trebuit să meargă la consulatul român de la Bolonia. Acolo au făcut demersurile necesare ca să poată ajunge înapoi în România. Deci uite tu câte complicații, pe lângă trauma psihologică, pur și simplu. Te duci acolo din prima zi, te fură aia, rămâi fără nimic. Corect. E, ăștia-s copilași. Ia să-i vedem. Cred că sper să fie steagul petrolului. Să fie nu alu petrolului. Da. Petrol. Petrolul da. 52, Pisa World Cup. Foarte frumos. A, uite. Lupișorii noștri, da. Probabil că ei, în timp ce făceau pozele astea, așa, da? Chiar, probabil că aia umblau pe microbuzul lor. Cotrobăiau pe acolo să le fure. Să se învețe, că o să vă mai fure copii și arbitrii, ori să vă fure mulți până la urmă. Da, este o lume a furatului asta. Exact. Da? E o lume făcută din furat, din păcate. Da. Așa e. Dar nu, așa e dintotdeauna ea făcută lumea asta. Doar că acum a trecut orice măsură. Da? În ultimii ani s-a dus razna de tot. Aia. Pentru că cineva ține în brațe felul ăsta de a merge lucrurile. Da? Cineva ține așa în brațe rău. Aia. Vorba irepetabilului Toma. Mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Da. Cofetăriile, hai la dulce că ne-am amărât destul. Cofetăriile au tăiat, titrează Republica News, cu ghilimele de rigoare, iepurașul de Paște după o creștere a prețului ciocolatei cu 30%. Deși figurile sunt mai mici în dimensiune, prețul lor este similar celui de anul trecut. Da, normal. Republicanews.ro. Acum, nu m-a lămurit nimeni și nu cred că o să o facă vreodată vis-a-vis de legătura dintre ideea de Paște și iepuraș. Și iepuraș. Păi trebuia să facă ceva, că asta vine de afară. Și trebuia să facă ceva, să se vândă. Am documentat, eu am încercat să se vândă. Asta e ideea, e totul pe vânzare. Uite, am găsit un articol de pe bbcromanian.com. Da? Articol destul de mare, vast, și de unde vine legătura dintre iepura și Paște. Zic, bă, ia să vede, de unde vine, mă, legătura? Deși e foarte vast articolul, n-a reușit nimeni să mă... Deci acolo nu se scrie până la urmă ceva care să te facă să înțelegi de unde legătura dintre iepura și Paște. Hai să ne gândim așa, bă, biologic. Ăștia iepurașii când, că de lucrat la treaba asta, ei lucrează, că știm, ca iepurile, știi, e vorba. Păi da. Când se nasc puișorii? Tot timpul ăștia, cred. La ăștia tot timpul, nu primăvara. Da? Că dacă e primăvara, știi, mă gândesc că... Uite, cum începe articolul. Odată cu venirea Paștelui apar ca din senin și peste tot imagini, jucării, ciocolate în formă de pui, ouă sau iepuraș. Uite, pui, da, de ce? Nici aici nu. Că-i pui, mă gândesc că la astea, acum apar,
știi, acum, bine că pui ei, ai văzut, aia săracii. Hai să zici că ouăle care au fost puse acolo la baza crucii, da, cum se spune, și pe el a curs sângele Mântuitorului de acolo, ele se vopsesc în roșu. Pe și de ce s-au pus ouă la baza crucii? O jertfă, un simbol la momentul ăla, da? Când a fost crucificat Iisus, da? Da? Acolo putem înțelege, da? Și de ce se vopsesc ouăle în roșu, mă rog. Da, iepuraș. Ia, istoria asta pare să sugereze că iepurașul de Paște a fost la începutul în iepure de câmp. Păi și ce să fie? Un iepure de bloc? De bloc, da. De la început? De beci. Da, în de care să fie iepure? În mitologia păgână, iepurile reprezenta dragostea, sporul și fertilitatea. Ok. Așa, iepurile și ouăle erau de asemenea simbol ale primăverii. Ce simbol ale primăverii? De ce? Nu știu. Și a zeiță saxonă Eostre, din a cărui nume în limbii germanice, în unele limbi germanice se spune că a provenit cuvântul care denumește sărbătoarea Paștelui, cum ar fi Easter. La ei. La ei. Da. Da, o altă variantă ar fi că termenul Paște vine și din ebraică, unde Pesach înseamnă trecere. A, nu, acum am înțeles, clar. Dar deci dacă iepurele, așa, este animalul favorit sacru al acelei zeițe, care dă numele vestic occidental al Paștelui, da. Și de-aia, că oricum ăia de acolo. Eu am crezut, da, aici e clară treaba. De ce asta, să altă legătură? Păi da, dar eu am crezut că ăsta, iepurașul, este inventat doar de marketing. Pur și din rațiune de marketing. Ia joacă pe asta. Da. O altă legendă spune că iepurile zeiței Eostre era, da, de fapt o pasăre frumoasă. Deci nu era iepure. Da. Era o pasăre cu urechi mai lungi, mai lung, și au zis ăștia că e iepure. Dar ea era pasăre. Într-o zi zeița a transformat-o magic într-un iepure. Da. Dar vezi, cum nu era un iepure... Vezi, bă, dacă tu tot semeni cu iepurele, dai, uite ce urechi, da, ai, că îți dau, nu, două, gata, peste, da, urechi acum. Uite ce urechi ai, dacă tot semeni cu un iepure, te fac iepure. Stai un pic, stai că mi s-a închis lumina. Da, da, deci zeița a transformat pasărea prin magie într-un iepure. Așa. Dar cum nu era iepure decât pe din afară... Păi da, păi normal. Păi n-ai văzut când te transformă și vrăjitoarea, așa, în porc sau în șobolan, tu rămâi om pe dinăuntru. Tu știi că ești șobolan, dar n-ai ce să faci și te chiță-i și de-alea, nu încerci să vorbești. N-ai văzut filme cu vrăjitori, cu de-astea? Da. Păi da, tu rămâi om pe dinăuntru. Să nu pot testicou, că îmi curge din gură. Și da, rămâi, da, uite, a rămas pasăre pe dinăuntru. Da, pe afară era tot rămânând iepure. Pasăre, da, a continuat să-și facă cuiburi în care adăpostea ouă, ca să fie clar și de ce e pura și ouă de Paști. Bine, da, încă o dată spun, nu mă poate, așa, da, lămuri nimeni. Hai să ne întoarcem la... Pe marketing, stai liniștit. Da, la oile noastre, uite. Da, să ne întoarcem la oile noastre, că se consumă. Da, uite, mai degrabă, un simbol al Paștelui este mielul. Ăla de-l ciopârțești, îl omori, săracu, da, să-l mănânci acum de Paște. Nu pot, pentru, da, că miei ăștia acum, nu, ies. Acum, da. Aia da. Ia să vedem. Și mai ales că se regăsește și în Biblie, nu? Mielul care, da, a fost, păi, sacrificat. Asta e și sensul, că fiind, da, pur, nevinovat, da. Așa, ce, pe cine să omorâm? Da, bă, să omorâm pe unul nevinovat, mă, cel mai nevinovat. De ce să omorâm pe unul rău? Păi da. Deci, da, de unde și ideea, deci cum e rău pe pământ și cum e lumea făcută de la început. Deci cum să omori pe unul rău, logica, să nu-l omori pe unul rău, să-l omorâm pe unul pur. Păi, da. Și după aia toată istoria creștinismului pe asta se ghidează. Să-l omor pe Iisus, da, care nu era rău. Deci... De ales, Baraba sau... Așa. Pe cine să omorâm, pe răi sau pe la bun? Tăbărâm pe la bun. Mă, de nu s-au schimbat multe lucruri, să știți, de atunci și până acum. Ciocolata, de exemplu, s-a scumpit cu 30%. Hai să o dăm în ale noastre. În lumești. Da? În lumești. Mai lumești, da. Da? În ultimele luni, 30%. Am remarcat și eu chestia asta la raft. Zi-mă, parcă... Da. Na, eu nu prea, tu ești consumator. Eu sunt consumator, mai eram consumator, mai colegul, răuți, de mult eram, am și uitat și... ce gust are ciocolata. Dar tu știam prețul, că, da, mai trec. Eu când merg pe la raft, mă uit doar ca la muzeu. Vorbesc eu și în jur. Știi, zic, uite, bă, nemernici, bă, nenorociți. Dar nu, mai cumpăr, da, de mult. Da. N-are, da, rost. Da, tendința e tot de creștere. Păi da, cum să... De cel puțin jumătate de an, prețul boabelor de cacao a registrat o creștere continuă. Adică creșterea prețului la cacao nu, deci, s-a oprit. Da? Continuă! Știi, asta e ideea la ei, că dacă au văzut că le merge șmecheria, cu diverse motivații de-astea. Ba că e război în Ucraina, ba că e COVID. N-are legătură. Uite, ba că este de ăsta zi, încălzire globală. Păi asta e. Nu e problema. La ei găsesc un motiv. Globală. Da. Și bolile care afectează arborii de cacao au, da, contribuit la această creștere a valorii materiei prime, care devine tot mai scumpă de la o zi la alta. Bravo. Bă, fraților, unde sunt cele mai întinse plantații de arbori de cacao? Unde? În Groenlanda. Da, pe acolo, pe unde de obicei e nasol, e frig, e... În Antarctica avem, în Groenlanda, da, în Țara de Foc, pe acolo, pe unde mai? Da? Bă, sunt plante tropicale. Iacuția? Iacuția, acolo, bă, sunt, pe acolo e mama lor. Da. Bă, sunt plante tropicale, bă, asta le place. Căldura, mă, frate, da, cum adică încălzirea globală?
Mă rog, rapidă, nu aia e, că dacă spuneam, bă, nu să mai găsesc stalagmite. Ok, înțeleg. Mâncați doar stalactite. Mai, de acolo, da. De astăzi, exact. Luați mai de sus. Exact, de astăzi o ardeam pe stalactite. Ca să, na, nu știu de jos. Să topesc ghețarii, să, mă rog, da. Plus, spui că nu mai am la raft ciocolata făcută din cacao pentru că e încălzire globală. Da, pentru că, uite, din cauza încălzirii globale, este foarte frig. Vorbesc serios. Ah, okay. Deci asta, asta este explicația dată de oameni. Da? Oamenii deștepți ăștia. Păi probabil în 2-3 ani la cum merg lucrurile cu încălzirea globală o să putem crește arbori de cacao și la mizil. De ce nu? De ce nu? Da. Păi și atunci de ce din cauza încălzirii globale nu plouă. Da? Okay. Deci sunt fel de fenomene de astea. Deci tot ce este rău, tu asta să înțelegi okay. Și voi prieteni, tot ce este rău e din cauza încălzirii globale. Da? E, acum, pe cale logică, ca la matematică, ai văzut? Deci tot ce este rău e din cauza încălzirii globale. Da. Când e rău pe lume, mergem cu logica mai departe, cineva suferă, iar cineva prosperă. E totdeauna fost așa. Da. Cum naiba se face că ăia care suferă n-au nicio putere, da, să schimbe lucrurile, iar ăia care prosperă țin în brațe încălzirea asta globală. Dar ei zic că noi suntem de vină, știi? Păi da. Și se bat cu pumnii în piept că ei încearcă să salveze. Nu mă, voi încercați să mențineți stările și voi ați creat-o. Nu, stați liniștiți că așa e. Toate nenorocirile astea de le vedem noi acum sunt cu largul vostru concurs. Ați lucrat la ele bine de tot. Ca voi să prosperați și noi să ne ducem de-a dura. Da? E simplu. Da. Lucru care pe ei, bineînțeles că nu îi afectează deloc. Adică faptul că noi ducem de-a dur. Da. Bun, în perioada sărbătorilor pascale, ciocolatierii se confruntă cu două creșteri de preț. Ia să vedem. Pe de o parte, creșterea TVA-ului, ca a zis și domnul Ciolacu, ăștia, cu ciucă, cu, punem și un pic cu mărul. Parcă prea stau bine în picioare românești. Da, creșterea TVA-ului de la 9 la 19% pentru produsele care conțin zahăr, pentru că lor le pasă da, de sănătatea noastră. Da, da, aia. Nu de altceva. Bă, normal. Iar pe de altă parte, creșterea cotațiilor la bursa de cacao. Bravo. Nu i-am spus noi așa. Ei au zis bursa de cacao. Bun. Astfel un iepuraș din ciocolată care anul dintre cele mai tari burse din lume. Da. Ia să vedem. Un iepuraș care anul trecut costa 110 lei în ciocolateriile artizanale. Bine, depinde acum la ce gramaj. Că, da. Corect și asta. Acum nu se găsește la 26. Da? Ia să vedem ce spune... Roxana, e ciocolatier. Da. Ce zice Roxana? Ne reorientăm către forme și pachete din ciocolată cu gramaje ceva mai mici. Față de anul trecut avem o creștere de 20-25%, dar aceste creșteri au fost progresive, nu s-au produs brusc. Dacă anul trecut aveam cutii de la 150 până la 200 de grame, până la 200 plus, adică aveau și mai mult de 200 de grame, acum tendința este spre 100, 150 sau chiar 70 de grame. Da, mă, că o să ajungă ăștia să vândă ciocolata ca șofranul. Da. La 0,05 grame. Aceeași strategie este aplicată în aproape toate cofetăriile și ciocolateriile, zice Roxana. O să vină Snoop Dogg la un colț de stradă cu un pliculeț. Da, la tine. Da. Ok. Am ceva bun, vrei să guști un pic de ciocolată, da? Anca. Mr. Bunny m-a dat. Anca, ea este proprietar ciocolaterie. Deci Anca, fiind proprietar, scopul ei pe lume e să facă bani. Altul are. Da? Din punctul ăsta de vedere. Așa e și sănătos. Corect, ăsta e, da? Dar ca să înțelegem. Este foarte important, zice Anca, proprietar de ciocolaterie, este foarte important să găsim un echilibru astfel încât produsul să fie accesibil pentru cât mai multe bugete. În trecut erau preferate figurile mai mari. Clienții își doreau figurile de 400 de grame să facă impresie. Nu, te duceai la, mândra ta cu... Bă, dita mai ăla de ciocolată, atâta, da. De nici nu se speria fata. Se pitea, se închidea în baie. Sau chiar de ieșe. Se închidea în baie și tu cu ăla băteai în ușa de la baie cu iepurașul ăla uriaș de ciocolată, atâta. Ieșeai din iepurașul de ciocolată, da. Știi? Ok, în acest an însă am încercat să aducem figurine mai mici astfel încât să fie accesibile pentru toată lumea. Păi nu, accesibilitatea domnița mea, Anca. Accesibilitatea nu dă mărimea figurinei, ci mărimea prețului. Păi da, că ea zice că fiind figurina mică, automat prețul... Și prețul e la fel, ca la aia mare. Da, prețul e mai mic acum... A, nu e. Decât, nu, e mai mic acum decât dacă ar fi luat figurină mare. Dar ea uită să spună că este la fel ca atunci când figurina era... Da, aia te speriai fata. Da. Ok. Și ce mai zice Ingrid, uite, e reporter. Ingrid. Da.
Și în hipermarketuri, figurinele de ciocolată s-au scumpit. De exemplu, acest iepuraș de la un brand consacrat costă acum 20 de lei, în timp ce anul trecut costa cu 5-6 lei mai puțin. Astfel, ajungem să cumpărăm ciocolată la jumătate din gramaj, dar și la jumătate din preț. Vezi? Da. Ce bine! Băi, da! Dai. Dar nu mai bine le mănânci prin terapia. Da. Adrian, ăsta... Analist economic. E analistat. Aici trebuie să citim. Atenție. Mai rar ca să priceapă toată lumea. Românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu. Da, fii atent că deci eu am spus asta și n-am glumit. Da. Deci eu așa merg să-mi iau pâine sau ce-mi trebuie de astea de zi cu zi, de fără de care n-ai putea să trăiești, da? Și până la casă sau așa, mă mai uit un pic ca la muzeu, până alt. Da. Ia să vedem. Să admire produsele și să nu și le poată permite, spune domnul analist economic. Din această categorie fac parte și dulciurile, unde, din păcate, ajungem să cumpărăm la suta de grame. Cumpărăm din ce în ce mai puțin. Din păcate... Până la deloc, da. Cazul meu. Da. Un lucru este cert. Nu poți renunța la ciocolată. Se scrie aici în articol. Păi, asta e. Am renunțat. Un localnic zice, niciodată! Îmi place! Niciodată! E dulce, e bună, nu? Aș cumpăra mai puțină. Dar tot nu renunță. Asta este ideea, că nu renunță. România, iarăși o chestie interesantă, se află pe locul 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește importurile de ciocolată. Nu vedeam. Nu mă așteptam. Nu vedeam, da. România în poziția asta sub nicio formă. Consumăm în medie între 3 și 4 kg de ciocolată pe an. Bă, cred că era o dată asta. Sau cine? Șmecheri. Acum. Importăm în țară 40.000 de tone de ciocolată albă, neagră și batoane de ciocolată, dintre care aproape 90% provin din Germania, Belgia și... Și? Te provoc să mai zici o țară, să o ghicești. Germania, Belgia și Elveția. Și Elveția. Nu? Da, logic. Mama ciocolatei, pe acolo e. Nu, frate, Bulgaria. Da. Bulgaria, rahat, trandafiri, apă de trandafir. Da. Aia când zic nu, fac așa, stai, că nu pot creierul. Aia da. Când zic nu, așa, când zic da, mai așa. Ok, uite ăștia, bulgarii, îți dau ciocolată. Hai să vedem o poză, nici nu mai știu cu ce e. E cu iepurașul ăsta care e pasăre, el de fapt pe dinăuntru. E pe el pe dinăuntru, dar e și gol. Da, e gol. Da, e gol pe dinăuntru. E o pasăre așa, spirit. E mulaj de pasăre, da. Da. De ce chiar așa, de ce iepurașii de pași sunt goi pe dinăuntru? Fă-i mă plin. Să știu. Ia stai că dacă te aude domnița, cum o cheamă, mă, frate, dă-i Anca. Da? Anca, proprietar, da? Ce plin. Conform Google, hai să trecem la ultima știre, cea care dă și tema din seara asta, interesant, da? Cu AI-ul care vrea să le facă bine. Da, minte sănătoasă în corp lipsă. Asta este. Conform Google, modelul său de inteligență artificială poate atinge un scor de 91% la examene de licență în medicină. De ce? Ne punem întrebarea, vine o știre de genul ăsta? Nimeni. Ca să ne pregătească. Pentru? Pentru domn doctor. Și când intri acolo în birou, în cabinet, vezi că nu-i nimeni. Știi? Dar tu auzi acolo, la domn doctor vorbește cu tine. Da? Minte sănătoasă în corp lipsă, că n-are corp AI-ul deocamdată. Nu, știi, nu le-au făcut. Republicanews.ro. Potrivit Google, cel mai recent model al său de inteligență artificială poate atinge un punctaj de 91,1% la examenul de licență medicină din Statele Unite. Astea sunt rezultate obținute în Statele Unite. Probabil că examenul de medicină din Europa, din România, da, poate e mai greu. Greg Corrado, șeful, atenție ce echipă au ăștia la Google, șeful echipei de sănătate și inteligență artificială. De sănătate? Da. Păi cum adică? Sănătate și inteligență artificială. Dacă era șeful echipei de inteligență artificială, te gândeai, da, frate, ăsta face AI-uri și în somn. O face ore peste program pe medicina muncii. Mai așa el un ban să ducă la cu sănătate, ca să prindă și chestia asta cu sănătate. Exact. A dezvăluit, da, asta e de șeful echipei de sănătate și inteligență artificială de la Google, evident. Da. A dezvăluit că acum aproximativ un an și jumătate au dezvoltat primul sistem de inteligență artificială care a reușit să treacă examenul de licență medicală MedQA din cadrul programului USMLE din Statele Unite. La recenta conferință de check-up din New York, Corrado a declarat că cel mai nou model al lor, optimizat pentru domeniul medical,
a obținut un scor de 91%, evidențind performanțe remarcabile. Cum ar fi? A operat pe vreunul. Cum ar fi e punct aici, nu-s două puncte, deci cum ar fi nu se zice. Da. Google explorează acum modul în care o versiune a modelului său de AI, numit Gemini, dar optimizată pentru domeniul medical, poate extinde capacitățile de raționament avansat de înțelegerea contextelor complexe. Da. Această abordare multimodală a fost utilizată pentru sarcini complexe, inclusiv generarea de rapoarte pentru imagini 2D și 3D. Zic că totul a început de la casele alea self, în supermarket. Bun. Bă, lăsați-mă oamenii să-și facă și treaba pentru care muncesc o viață, măi frate, și se pregătesc. Păi da, dar asta ar însemna, nici spațiul nu-ți permite fizic. Da. Să ai mai multe case și ar însemna să plătești mai mulți oameni. Nu că le plângem de milă și n-au bani ăștia supermarketurile să facă lucrul ăsta. Dar n-ai fizic spațiu unde să pui atâtea case. Și eu de multe ori ți-am zis, mă duc. Deci prefer să mă duc la casele unde ai mult de așteptat, ca să nu stau la coadă. Și de, acolo nu e coadă. Bine, acum au început să fie și pe acolo. Asta e scopul lor. Da? Asta mă gândesc eu, că la asta, uite, le-am găsit totuși o logică pentru care sunt ele pe lume. Casele astea de self-scan. În plus, Google, se mai scrie aici, a prezentat și prototipul unui ecograf portabil cu inteligență artificială numit Maternal Health Ultrasound AI. Bine, AI zicem noi, AI. Ok, care ar putea oferi informații critice în interpretarea imaginilor cu ultrasunete cu un cost mult mai mic decât celor tradiționale, al celor tradiționale. E bună treaba asta. Asta da, salutăm. Dai un ban, dar stai pe spate. Păi da, dacă e mai, dai mai puțin bani și rezultatele sunt și mai bune, păi eu știu. E mai performant ăsta, ok. Păi eu știu ce să zic, să vedem rezultatele. Păi e aparat, dă-l încolo, e aparat, e ca ăsta. Deci ăsta tot nu e, nu e da, un aparat mecanic. Despre vaccin s-a spus la fel. Păi este... Nu, ideea este că ăsta de acu, așa, remeneu, ce-ți faci tu, de la rezonanță magnetică, sau CT-urile alea, da. Da? Computer tomograf, alea nu-s mecanice. Nu e un nene mai mic acolo ca în tank și dă din niște de-alea. E tot un robot, Fure. Tot un chip, tot un AI, da? Deci nu e nimic deosebit. Doar că faza bună e că, uite, astea pot fi la costuri mult mai mici pentru cel care are nevoie, pentru pacient. Și de-aia salutăm. Că și ăla e tot robot, adică da, dacă... nu mă mai duc să fac remene că e robot? Intrăm atale, primul că mă bunește. Da, nu, adică la asta n-am nicio emoție. Aș avea emoții să mă duc la consult, la medic și ți-am să intru în cabinet și să nu fie nimeni și să vorbească la cu mine. Atunci da, aș avea emoții. Aia da. Un alt proiect, Health Acoustic Research, Here, interesant, okay, l-a auzit așa, cuvinte, da. Vizează utilizarea sunetelor cum ar fi respirația sau tusea pentru obținerea de informații despre starea de sănătate, cu aplicabilitate în studiile despre boli precum tuberculoza sau COVID-19. Bravo. Despre care din ce în ce mai multă lume n-a mai auzit. Ok, zi azi 33, să te duci da. La asta, zici 33, sunete, dale. Ivor Horn, șefa, atenție, Departamentului de Echitate în Sănătate. Deci, acum explicăm eu pe asta. Echitate în sănătate. Adică în sănătate trebuie tot să fim egali. Ăsta e departament de la Google, da. Echitate în sănătate. Probabil că au văzut ei că unii erau mai sănătoși decât alții sau aveau trecere către serviciile medicale mai mare decât alții și ce a zis? Bă, facem un departament. Hai să fim și noi la fel de sănătoși, cel puțin aici la Google. Da, echitate în sănătate. Subliniază potențialul semnificativ al inteligenței artificiale în îmbunătățirea asistenței medicale și sănătății. Da, asta până când deci... România probabil primul aia de ăsta va prins cu șpagă. Da, bă, frate, și? Că ți-a întrebat aia, mă, plicul pe unde? Că ai văzut acum, nu mai au de-alea cu buzunare, nu? Da, da, no, se descurcă. Și o să dai șpagă și la ei, când trebuie să te consulte AI-ul, nu știu, îi dai cripto, îi dai... Îi bași ceva, faci un transfer. Da. Niște meta de-astea. Da, da, da. Și până l-o prinde pe ăla cu șpagă, îl dă afară să închide treaba. Da, bun. Deocamdată închidem noi în seara asta, am ajuns la final. Din trei de noapte vă salutăm, suntem Bubanu și Pali. Bye, bye. Bye, bye.